Ultimul meci al Galei, meci la categoria 86 de kg, meci pentru titlu. Să vedem cum va arăta acest meci între Cosmin Ionescu și adversarul său, un serb foarte, foarte puternic. Da, mai mare cu 4 ani e Cosmin Ionescu decât Miloș Zverchiacin. Dar acesta este campion mondial WACO, chiar dacă nu are decât 3 lupte la profesioniști, 2 victorii și o înfrângere, vom vedea. Pe partea cealaltă, Cosmin are 16 victorii, 10 prin knockout și 3 înfrângeri. Cu siguranță o luptă adevărată, o luptă de care pe care între doi luptători valoroși și tehnici. Țineți minte pe Cosmin Ionescu, a luptat de multe ori la Coloseu și ne-a încântat cu stilul său. De 6 de victorii, 4 înfrângeri pentru sportivul sârb. Foarte calm Cosmin Ionescu înaintea startului acestui meci. Startă în prima repriză. Atacă Cosmin Ionescu în prin low kick din partea sa, directă de stânga adversarului. Mid kick bun al lui Cosmin Ionescu. Nu încearcă pe partea stângă. Răspunde și sârbul. Low kick pe interior. Da, s-au duelat până acum în low kick-uri cei doi. Nu poate low kick croșet de stânga. Foarte multe low kick-uri expediate de Cosmin Ionescu, acum croșet de dreapta pentru el și o dreaptă la corp. Un sportiv foarte bine pregătit Cosmin Ionescu la toate partidele și foarte, foarte puternic sub centura această lovitură încasată de Miloș. A venit pe o contra, a încercat să lovească Cosmin și a mișoat distanța Miloș Zverchiacin. A zăzut aici ce s-a întâmplat. Niciun moment de tatonare n-a fost până acum în întâlnire, s-au luat la bătaie încă de la început. Bună dreapta la corp și croșeu de stânga, încoată dreapta la corp, croșeu de stânga pentru Ionescu. Încoată dreapta la corp, îl caută în acea zonă Ionescu pe adversarul său. Low kick încă o dreaptă la corpul sârbului. Uppercut de dreapta acum la bărbie. Stânga la ficat. Stânga la cap. O primă jumătate din repriza de debut foarte bună pentru Ionescu. Din sârbul în acea dată, centrul ringului, vedeți, stă la bătaie adevărat și încearcă și el să răspundă acum cu un loc pe coapsă. Iar arată arbitrului Adi Mână că a fost lovit între picioare. Da, acum a fost mai clar decât prima oară. Da, a jucat cu genunchiul în burtă, nu puternic, da. A vrut să-i dea cu genunchiul în burtă Cosmin. Și departe de a fi intenționată acea lovitură. Dreapta la corp, croșeu de stânga. A lovit tare și sârbul, da. Croșeu de dreapta, trebuie să fie atent Ionescu, pentru că e periculos sârbul, degeaba este campion. Da, două lovituri la burtă, după care a încercat cu genunchiul din săritură sârbul. Da, bine că nu s-a accidentat Cosmin Ionescu acum peste corzi. A luat ușor inițiativa sârbul. A fost o frontală, directă de stânga. Low kick pentru Ionescu, low kick încă o dată după ce a fost un croșet de stânga al său și iată sârbul revine foarte bine meci.
după vreo 90 de secunde în care a fost dominat de Ionescu. Bună lovitura din întoarcere. Pe umărul lui Cosmin, cu genunchiul încearcă sârbul. Care a stat la cutie cu un minut jumate și acum a ieșit și el la bătaie. Da, final de prima repriză, Ionescu împotriva acestui sârb. O prima repriză, eu zic, câștigată de Ionescu. A lovit mai mult fața adversarul său, dar pe finalul reprizei a avut ceva emoții cu acest adversar. Un luptător interesant, sârbul. A, o repriză bună, o repriză echilibrată și de calitate partea ambilor luptători. Iată aici cum putea să accenteze Cosmin Ionescu. Nu prea indicat fast food-ul în kickboxing, dar nu se știe niciodată că nu ai nevoie de calorii în plus. Încă 4 reprize dacă această partidă va dura 5 așa cum este programată, pentru că este meci pentru titlu. 86 de kilograme. S-ar putea să te mire dacă un primul dintre sportivi, câți dintre ei consumă băuturi carbogazoase, spre exemplu. Asta dacă tot aminteam de fast food-uri, da. Mid-kick. Încă unul. Aia, a găsit bărbia ușor cu croșul de stânga. Ionescu se duce la bătaie, a vrut să întâmpine cu genunchiul sârbul. Uppercut de dreapta, a ratat de sârb. Foarte bine blochează sârbul aceste lovituri joase de picior trimise de Ionescu. Încearcă o stângă la corp. Da, un prim clinci în această repriză. A vrut să-l fixeze Cosmin Ionescu, dar n-a reușit. Croșul de stânga. Direct low kick pentru sârb, încă o dată low kick al sârbului. Contrează foarte bine cu brațul drept al Ionescu. Începe să da drumul la low kick-uri pe coapsa lui Cosmin. Sârbul upăr curatat de acesta. Dreaptă la corp acum, genunchi blocat. Încă o dreaptă la corp. Încă una. Vine și dreapta sârbului la corpul lui Ionescu. Da. Mai mult pe cot acea lovitură. Uppercut de dreapta ratat de sârb. Da, e bun și sârbul pe combinații, normal, are tehnica de bază cu acele lovituri braț-picior. Poate să surprindă, Cosmin trebuie să fie foarte atent și mai ales la acel uppercut pe care l-a încercat de sârbul. High kick, într-o cu brațul stâng, încă una, dreapta pe contră bună a sârbului. Nu foarte puternică lovitura, dar reușit acum low kick-ul sârbului. Îl întâmpină bine cu brațul drept Ionescu. Încă un low kick puternic și o lovitură cu care l-a înțepat cu vârful degetelor în abdomen pe sârb. Genunchi. Dreapta și pentru sârb și pentru Ionescu. Împinge un pic sârbul. Bun, croșeul de stânga, uppercut de dreapta. Două lovituri bune ale sârbului. Directă de stânga acum. Ionescu are ceva probleme. Este luat în brațe și el de adversar. Dar a avut acea stângă puternică sârbul. Cu o dreaptă la corp. A avut de muncă și Adi Mână în această repriză. Multe clinciuri între cei doi. Da, încă o dată clinci, încă o dată intervine arbitrul. Uper cu de dreapta, frumoasă lovitură. Da, a avut, cred că vreo 3 lovituri puternice, reușite în acest act secund sârbul. A fost un croșeu de stânga foarte puternic și două percuturi de dreapta excelente pentru Miloș. În schimb, Ionescu a avut câteva lovituri bune la corpul adversarului.
aici împins Ionescu, aici croșeul de stânga, uppercutul de dreapta, două lovituri puternice ale sârbului. Repriza a treia. Cosmin Ionescu a început puternic primele două reprize, să vedem dacă va mai avea vivacitate ca să o facă și acum. Am doi în centrul ringului, da, bună începe cu genunchii, da. Genunchii la corp, lovituri bune pentru Ionescu. Să-l macine pe adversar. Da, pe coapsa din spate adversarului, încearcă cu low kick-ul acum și pe partea cealaltă. Încă o dată low kick pe piciorul din spate al sârbului și cred că e a treia lovitură sub centură încasată de Miloș. Cred că asta a fost și puternică. Da, și vedem, iată, în plin încasată de sârb această lovitură. Cred că la următoarea va fi și da, pe interior, punct. Da. Cred că la următoarea va fi minus punct. Da, l-a avertizat mai din mână. Dreapta la corp. Dreapta și pentru sârb. Uppercutul sârbului, genunchiul adversarului. Ionescu iese la atac, a trimis o dreaptă bună la corpul adversarului și intervine din nou arbitru, clinci între cei doi. Da, foarte multe clinciuri. Mișoază distanța, în special Miloș, atacurile lui Ionescu. Da, încă un uppercut la corp trimis de sârb. Dreapta la corp pentru Ionescu. Ratează Ionescu două lovituri și vine dreapta adversarului, un croșeu bun. Totuși Ionescu reușește din distanță scurtă un genul la corp. Lovește uppercut la ficat. S-a sunat bine acolo cotul, Cosmin s-a protejat. Periculos sârbul, atât pe brațe cât și pe picioare. Atămișoasă distanța și vrea să lasă cu genunchiul. O dreaptă peste gardă pentru Ionescu. O serie și adversarul e foarte puternic. A încercat un genunchi la corp, după care două low kick-uri Ionescu. Oh. Pică unul peste celălalt, cei doi sportivi. Bine că nu s-au lovit, da. Contează foarte mult și rezistența acum în partidă. Da, și foarte puternic această lovitură încasată de sportivul sârb. Și pierde un punct, din păcate, cu Cosmin Ionescu. Să vedem genunchiul. Și cred că au fost două lovituri încasate de sârb. Nu doar una. Sunt ceva probleme pentru Milo, să vedem dacă va mai continua meciul, pentru că a fost a patra lovitură încasată de el în acest meci, în această zonă. Trage din scutură din cap sârbul. Da, trebuie să fie atent. Cosmin Ionescu tot vrea să lovească la burtă pe adversar. Da, frontală pe coapsă. A fost bună acea lovitură la burtă. S-a enervat sârbul și sare printre corzile ringului. Era să accidenteze. Cred că și-a luat-o singur sub centură acum. Una dintre corzi. A avut, n-am mai văzut așa ceva. Ca un film a fost asta. Da, eu am prins un Bogdan Soica la Cluj când a sărit cu genunchiul spre capul adversarului și a sărit peste corzile ringului. S-a trezit în afara ringului.
În Sârbu a fost interesant această încercarea asta. Da. A doua a fost pe coasă, primul genunchi a fost chiar pe chilie și aici un cichician de Serbia. Nu, câteva faze de Digi Show, nu? în acest meci și cu acea lovitură sub, sau acele lovituri încasate sub centură de sârb și această săritura sa. Mai sunt două reprize din totalul celor 5, contează foarte multă rezistența fizică. Orice lovitură poate să fie decisivă pentru că suntem la categorie mare, la 86 de kilograme. Eu zic că dacă un sportiv va câștiga cele două reprize, va câștiga și meciul, pentru că până acum a fost destul de echilibrată lupta. Totuși Cosmin Ionescu are minus un punct datorită acelor lovituri sub centură repetate. Da, la pumni, croșe peste croșe, vrea să-i spară garda, da, și serbul îl ține, aceasta este rezolvarea sa. Da, cred că și el ar trebui avertizat până la urmă, croșeu de stânga bun pentru Ionescu. Pentru că și sârbul a fragmentat foarte, foarte mult meciul pe durata primelor trei reprize, poate și de aceea frustrat Ionescu, i-a scăpat și lui două, trei lovituri. L-a mai pedepsit cu genunchiul. Da. Încercarea de lovitură circulară din distanță scurtă pentru Miloș. A făcut ușor freza lui Cosmin. Upercut. Teva lovitură la corp ale lui Ionescu. Bine, croșeul de stânga la capul lui Ionescu din partea sârbului. Nu foarte puternice loviturile. Și ce urmă are pe spate sârbul, zici că l-a zgâriat, pur și simplu parcă l-a zgâriat un urs cu lapa, așa arată partea dreaptă a sârbului. Cred că de la contactul cu corzii de ringul, când da, a luat-o prin cor și s-a juluit rău de tot. Stângă bună. Acest croșeu mai bine. Dreapta din nou, un croșeu frumos. Low kick, uppercut și pentru sârb. Stânga dreapta, bune loviturile lui Ionescu. Sârbului cam evită privirea lui Cosmin. Cosmin încearcă să uite în ochii săi. Dă drumul la o stângă acum. Mă garda pentru moment, la ochii pe exterior, bun. A epuizat, pare sârbul. Pare să aibă o condiție fizică mai bună, da, Cosmin. Mai sunt totuși 3 minute fără aceste 10 de secunde. High kick-ul ratat și a aici prins bine. Da, o lovitură pe picior de sprijin al sârbului. Luat-o uppercutul lui Ionescu, uppercutul sârbului de această dată. Dreapta la cap, stânga la corp. Încă o dreaptă, încă o stângă la corp. Tot timpul Cosmin Ionescu a vrut să lovească la corp cu brațele pe adversar. Cu siguranță l-a studiat video și a văzut ce probleme are. Bun genunchi. Bun călcâiul. Din stanță scurtă a atenuat Cosmin. Mai sunt 3 minute din această partidă pentru titlu. Ce croșeu de stânga bună a prins aici Cosmin Ionescu. Categoria 86 kg la Coloseu. N-a încărcat foarte bine lovitura, pentru că n-a avut distanța perfectă acolo Cosmin Ionescu, dar o lovitură care a punctat. Aici din nou pe picior de sprijin adversarului, încă o lovitură cu care Ionescu punctează și a patra repriză, zic că este a lui, pentru că a fost mult mai determinat și a avut lovituri mai clare față de adversar. Nerădător Cosmin Ionescu pentru cele 3 minute ale partidei. Sârbul a vrut să-l îmbrățișeze. Cosmin poate nu și-a dat seama prima oară, dar nici n-a vrut să-l simtă pe sârb aproape de el.
Încă o dreaptă bună pentru Ionescu. Stânga la corp. Încă o dreaptă și adversarului mid-kick-ul. Genunchiul din distanță scurtă pentru Miloș. Ușa de stânga. Stânga dreapta a încercat, pune stânga în față, a încercat high kick, dar Sârbu se lasă pe corzi și intră în clinci. Cam asta a făcut Sârbu tot timpul, când a fost în pericol, a luat în brațe pe al nostru. Nu foarte puternice loviturile în această repriză a cincea între cei doi. Acum Sârbu încearcă să punteze încă o dreapta sa, stânga peste gardă. Genunchi la corp. Stânga prin gardă, două lovituri pentru Ionescu ratate. O jumătate de repriză rămasă în acest meci. Încearcă să-l lasă cu genunchiul din clinci Miloș. 80 de secunde, stânga în față, bună, dar n-a dublat acolo Cosmin. Trebuie să lege loviturile, măcar o serie și spulberă orice semn de întrebare pentru decizie în această partidă. De dreapta sunt doar lovituri izolate pentru Ionescu în această repriză a cincea. Și dreapta la adversarului. Un lupte ușor chinuit în aceste momente. Sârbu n-a arătat mare lucru, dar a luat și Cosmin în brațe acum pe ce a lovit la stomac. Lovitură frontală, 30 de secunde. Da, vrea să dea din întoarcere Sârbul, epuizat, pe părerea mea. O frontală, bună dreapta Sârbului, pe care genunchiul lui Ionescu. O dreaptă peste gardă, încă una. Stă la bătaie Cosmin, a trebuit să iasă de acolo, pentru că are avantaj. Și-a încercat aici. Sârbul a prins muște, cum s-a întâmplat să iasă și prin curzii ringului în repriza a treia, când putea să ajungă în spectatori. S-a terminat ultima partidă a Galei Coloseum, ediția 13-a, de la Călăraș. Să vedem care va fi decizia judecătorilor după aceste 5 reprize. Puține emoții pentru Ionescu, pentru care minus punct în repriza a treia, datorită acelor lovituri repetate sub centură. Să vedem cât va cântări acel punct în minus. Foarte mult. Deci că a pierdut o repriză acolo, nu? Da, dacă nu e egal. 10-8. Da, da. Să zicem. 10-8, dacă n-ar fi avut el 10-9, să fi fost 9-9. Da, 9-9, da. Da. Depinde acum cum au gândit arbitrii. Oricum a câștigat cu siguranță 3 reprize din 5. Dacă oricum, fiind meci de titlu, la egal tot el rămâne campion, da. Că asta e ideea. În care va fi decizia finală. Se adună buletinele celor 3 arbitri judecători. After 5 rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards. I will now read to you the decision of each judge. Judge number 1 scores it in favor of Ionescu. Ionescu este dat învingător de primul arbitru. Al doilea vede pe doi arbitri. Scores in favor of your winner by split decision. Decizia la limită. Și rămâne campion, da, este românul Cosmin Ionescu, care a fost mai bun adevărat decât sârbul Miloș Zdeceanin. Campion mondial la WACO, se îmbrățișează cei doi. Aceasta a fost Gala Coloseum, ediția 13-a de la Călăraș.